La începutul anului 2022, îngrijorările țărilor din regiune și atenția internațională au fost îndreptate către conflictul care escalada vertiginos între două state vecine, Federația Rusă și Ucraina. Către mijlocul lunii februarie 2022, Rusia avea dislocate la frontiera cu Ucraina muniții și efective militare. Un raport al serviciilor americane din 17 februarie comunica despre 150.000 de militari ruși la frontiera ruso-ucraineană. Număr în creștere, de altfel, în timp ce Moscova jura că încetează exercițiile militare și bate în retragere. Astfel de promisiuni însă nu au fost primele. Rușii au mai jurat anterior că nu atacă. Первыми мы не нападем. Послушайте, Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю. Нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось. Поэтому главное условие – это не решайте военным путем гражданский конфликт на Донбассе. Ну, Украина, безусловно. Говорим. Безусловно. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете, а почему сейчас? А когда не нападать-то нам? Это странный вопрос. Тенсиунеле дintre cele două țări s-au ținut pe două segmente. Pe de o parte au răsunat presiuni repetate în care Rusia insista ca Ucraina să renunțe la ideea de aderare la NATO. Retorica lui Putin se axa pe temerea că forțele organizației s-ar apropia prea mult de hotarul rusesc. De altă parte, liderii separatiști din Donetsk și Lugansk au solicitat Moscovei sprijin în recunoașterea independenței și sprijin militar. În cele două regiuni încep schimburi de focuri dintre separatiștii proruși și armata ucraineană. Moscova și Kievul se acuzau reciproc de provocări, iar pe 18 februarie, pe străzile din Donetsk, răsună sirenele. A doua zi începe așa zisa evacuarea civililor în Rusia. Președintele american Joe Biden a ieșit cu o luare de cuvânt în aceeași zi. Liderul de la Washington a întuit cu exactitate evenimentele din săptămâna ce urmează. We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. If Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. Fără mari ezitări, la 21 februarie, la Moscova, este semnat un decret prin care Putin recunoaște independența republicilor separatiste din Donbass. Președintele ucrainean a convocat Consiliul pentru Securitate Națională și a anunțat că ia în calcul ruperea relațiilor cu Rusia. Zelenski a contactat pentru consultări urgente președintele SUA, președintele Franței și cancelarul german. Liderul de la Kiev s-a adresat și poporului său. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Інша країна, інша армія, одна мета – це мир. Мир в Україні. Слава Україні! La Kremlin însă spiritele nu se linișteau. Duma de stat a aprobat utilizarea armatei în afara Federației Ruse, moment crucial al crizei. По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну а как же? Конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерен исполнять взятые на себя обязательства. Mai mult, Putin
a enumerat și condițiile pentru care ar accepta să nu aibă loc războiul. Что же с обеих сторон или вот со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной? Первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму. Второе, это мы уже говорим об этом публично много-много раз. Собственно говоря, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и с НАТО. Мы категорически возражаем против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета. Самое главное, четвертое. Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду все перевернуть. Если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Cu doar o zi înainte de atac, Rada Supremă de la Kiev a instituit stare de urgență în toată țara, admițând o posibilă invazie militară. În aceeași zi, liderii separatiști din Donetsk și Lugansk se adresează Kremlinului, plângându-se că situația din autoproclamatele republici s-a alterat și cer intervenția militară urgentă. În plină noapte, Zelenski vine cu un apel către poporul său și cel rus. С вами нас разделяют более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина – может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все. Нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. Doar câteva ore trec până când Putin anunță invazia în Ucraina. Liderul de la Kremlin a ales să numească războiul operațiune specială. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Ora 4:45 de minute a dimineții de 24 februarie. Rușii și-au încălcat promisiunea de a nu ataca vreodată Ucraina conform acordului semnat în anii 90. Frații au devenit dușmani. Federația Rusă invadează Ucraina cu atacuri de artilerie, atacuri aeriene și debarcarea forțelor ruse în Odessa și Mariupol. Se întâmplă simultan din nord, est și sudul țării. În orașele Kiev și Harkov răsună sirene și explozii. Oamenii sunt în panică, la magazine, farmacii și bănci se formează rânduri. Pe străzile mai multor orașe se observă convoiuri din tehnică militară rusească, iar în unele regiuni, armata ucraineană a început să riposteze. Kremlinul afirmă că atacă bazele militare, printre ele aeroportul din Gostomel, aflat în apropierea Kievului, dar și aeroportul din Mariupol.
Ucraina a rupt relațiile diplomatice cu Rusia. Ministrul de Externe al Ucrainei a cerut sancțiuni dure pentru Rusia, printre care și excluderea din sistemul SWIFT. Spațiul aerian a fost închis, iar Rada Supremă a declarat lege marțială și mobilizare generală. То, что происходит, вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Contrar retoricii lui Putin și a forțelor de ordine care interveneau violent, pe străzile orașelor rusești începe să se adune lume. Oamenii cereau încetarea războiului, dar au primit doar confruntări cu poliția și reținere în masă. În prima zi de război, manifestațiile s-au desfășurat în mai multe orașe ale lumii. Oamenii au scandat, spunem, nu războiului. Prima zi de război a avut impact imediat asupra Republicii Moldova, care a devenit refugiu pentru fluxul de refugiați. La ora 7, Ministerul de Externe a anunțat evacuarea persoanelor ambasadei de la Kiev. La ora 8, președinta Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate. În același timp s-a decis închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova din motive de securitate. Iar SIS a stabilit cod galben de alertă teroristă pe teritoriul Republicii Moldova. Între timp, la punctul de frontieră Palanca deja se formează rânduri de sute de mașini ucrainene. Începe o adevărată mobilizare în ajutorul statului vecin. Inițiativele vin de la oameni de rând, dispuși să primească refugiați în propriile case. Oamenii propun servicii de transport, hrană, haine și produse de primă necesitate. Am activat Centrul Național de Coordonare Integrată a Situațiilor în domeniul ordinii publice. Acest centru va funcționa în regim de 24/24. La moment, atenția în special este îndreptată spre gestionarea riscului privind un aflux mai mare de imigranți înregistrat la hotarul Republicii Moldova. A fost de asemenea dispuse instalarea centrelor provizorii de triere a migranților în adiacența punctelor de trecere a frontierei. În doar câteva ore, pe teritoriul țării noastre au intrat aproape 3.000 de ucraineni. La scurt timp, Comisia Situației Excepționale a decis declararea situației de urgență. Una dintre decizii prevedea introducerea unui regim simplificat de intrare și de ieșire din țară. Noaptea trecută, pacea din Europa a fost zguduită chiar în vecinătatea imediată a țării noastre, iar ecourile exploziilor care anunțau începutul unei ample operațiuni militare împotriva Ucrainei s-au auzit până în satele și orașele noastre. Scenariul care speram să rămână doar o ipoteză pesimistă a devenit realitate. Este momentul să punem deoparte disputele politice și sociale și să mobilizăm toate forțele din țara noastră pentru a trece cu bine de această perioadă. Prima zi de război în Ucraina s-a încheiat cu sirene în Kiev, alerte aeriene, explozii în mai multe orașe, lume în subsoluri și metrouri, mii de blindate și soldați ruși pe teritoriul suveran al Ucrainei. La 24 februarie 2022, Ministerul Ucrainean al Sănătății a anunțat că a înregistrat 57 de morți și 169 de persoane rănite în cadrul tensiunilor militare de pe teritoriul țării.